Dacă ați ajunge într-o funcție de conducere, ați luat șpagă? Bă, dacă e sărac, e șpagă. Dacă ați ajunge într-o funcție de conducere, ați luat șpagă? Da. Ați luat. De credeți că ați luat șpagă? Nu știu, depinde de împrejurări, nu, deci... Uite, eu dacă mă tai la ei bani și te văd cu bani viu și îți dau un cap și trebuie să trăiesc cu copii, nu acum. La funcția care a avut el și doctor care ia de operație și de alea și de alea și de alea, nu mi-aș permite să fiu leșinat așa. Cum leșinat, da. Nu mă leșinați, leșinați, ne mâncați. Bă, ți ajunge cât ai. Ai făcut o casă, ai făcut. Vrea avioane, vrea iahturi, vrea și pe măsa, pe Hristosul măsii. Prea mult. Cum sunt funcția aia de conducere, ba și tu mâna, să spunem așa. Da. Când ajung acolo? Asta zic. Eu. Cam, nu știu, cam cât? Eu zic că 80% dacă nu mai vine. Eu. Luați șpagă, nu? Dacă ați ajunge și... Mă, dacă n-aș avea așa, da. N-aș avea și văd că tu ai și n-ai posibilitate și asta, că a distrus tot, ar merge o șpagă. De ce să nu iei? Deci eu sunt prost să nu stau și eu la colo și colo. Nu, deci e foarte greu până... Nu mă pot pronunța, pentru că în momentul în care te prinzi din joc, cred că te îmbolnăvește. Noi ne naștem un caracter, dar caracterul în timp se formează și... Ne dezicem de mamă, de tată, de partid, de orice, de orice când e vorba de bani. Cât ați luat șpagă? Cât timp? Una așa ar merge. Una. Una. Ați luat până la urmă, na, dacă toată lumea ia. Bineînțeles că ajungând acolo, nu mai te gândești că să la consecințe mai departe. Tentațiile sunt, sunt mari. Foarte mari. Ați luat șpagă? A, normal. Ați luat. Ca orice ce... Ați putea să vă opriți la un moment dat? Bă, dacă pisica se învață pe masă, nu știu dacă se mai oprește. Nu se mai oprește, să fiu al dracu dacă se mai oprește. Nu e așa. Să fură fiare, să bage lumea la pușcărie pentru o găină, îi dă mai mult ca am omorul pe dumneata. Spuneți, e corect? Să fură mult, doamnă, în țara asta, nu toată lumea. Doamne, fură. Să fură la grade. Dumneavoastră ați furat vreodată? Da. Ce ați furat, domn? Chiar acum pot să spun ce fur eu? Intră în reflex, intră în reflex. Devine o boală. Șpaga asta și avuția asta. Devine o boală și e lanțul ăsta care e sudat. Nu știu, așa prin felul meu de a fi. Bineînțeles, da, nu, nu asta pot zic. Să mă pronunț, nu, că nu aș lua deloc. Dar... De ce ați luat? Da, asta e, cred că, tentația e mare. Nu v-ar fi frică de DNA când luați șpaga aia? Păi dacă ești în legătură cu ei, l-ai pe ăla cu tine, l-ai pe ăla cu tine. V-ați face o rețea? Ei, poți să-i dau unul singur, mai așa mai e. Îți faci? Îți faci, bă, mafioți. Caracterele slabe se dezici, se modifică, îi modifică banul. Deci, asta este. Deci noastră nu ați luat niciodată? Nici așa, nu știu, una... Ba da, ba da, ba da. Tentația e foarte mare. Chiar dacă ai, tot ai mai luat. Ești comunist dacă faci. Indiferent ce-i face. Deci a intrat în sânge, în sânge a intrat, în nație. Dar știți care e problema? Că văd că va intra și noastră în sânge să, dacă ajungeți acolo să luați. Da. Ce facem? Da. Da, da, să știi că așa e. Nu că mi-a intrat în sânge, da? Aș băga chiroța și eu. Păi dacă tu, eu te văd, tu ăla are, are, eu umblu cu rablul ăsta de biciclete și mă duc pe doi dovleci pe câmp și iată, numai mașini străine și astea și astea. Și să vii tu și să-mi dai o șpagă acum, să tac de-n gură, uite, acum aici, să-mi fi dat acum, nu zic, 100, 200 de lei să zici, ia mă și zi ca mine sau asta. Și de-al dracu, zice, zi mă, este, e corect?